Medicii epidemiologi au anunțat că numărul cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 a crescut considerabil în sezonul vacanțelor. Factorii de mediu și comportamentali, cum ar fi aerul condiționat, locurile aglomerate și adunările mari, contribuie la creșterea bruscă a îmbolnăvirilor. În săptămâna 29 iulie 4 august, în județul Mehedinți, au fost înregistrate 46 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV-2. Dintre acestea, 11 persoane au necesitat internare. Au fost în acea săptămână a fost înregistrat și un deces. Au fost efectuate 167 de teste RT-PCR și rapid antigenice. Sezonul vacanțelor nu s-a încheiat, dar continuă să evolueze cazuri clinice mai puțin severe decât în valurile anterioare ale pandemiei și atunci importanța care se acordă acestor infecții este mai mică.